Bună ziua, dragii mei, sunt Cezar Elisei și aș vrea să discutăm astăzi despre foarte importanta chestiune a modalității în care fiecare se simte în post. E, știți, postul terapeutic cu apă sau fără apă promite anumite beneficii. Beneficiile care sunt general aplicabile, universale pentru fiecare persoană. Că să scăpăm de o anumită greutate corporală, că ne simțim mai bine, că ne tratăm bolile, că suntem mai perspicaci din punct de vedere mental, că suntem mai liniștiți emoțional și eventual ne apropiem de Dumnezeu, ne deschidem spre chestiuni mai spirituale. Sigur, toate acestea sunt beneficii reale pe care fiecare dintre noi le primește. Dar ce te faci totuși cu persoanele care nu prea se simt așa de bine la post? Acum, cercetătorii aceștia, mai ales din Rusia, povestesc despre următorul fenomen. Postul este bun doar la sau nu. Postul funcționează bine doar la persoanele în care lipsa alimentației după zilele 2-3 nu provoacă stări foarte tulburătoare. Nu au greață, nu au stare de vomă, nu au dureri exagerate. Nu au lipotimii sau probleme din acestea de a nu te putea ridica din pat din cauza stării proaste pe care o simți. Dacă sunt persoane care simt aceste lucruri, atunci ei, cercetătorii, spun că este mai bine ca să renunțăm la post pentru moment și să revenim la post mai târziu, poate peste vreo lună de zile. Acum, tot făcând, bineînțeles, posturi repetate cu participanții la taberele de post, am constatat că nu mulți sau nu toți sau puțini, o parte doar din cei care se prezintă sunt pregătiți din punct de vedere fizic pentru a ține postul. Din punct de vedere fizic, vorbim despre o pregătire inițială de lungă durată, de minim 2-4 săptămâni, în care înțelegem să consumăm din ce în ce mai multe verzături vegetale și fructe și să lăsăm produsele de origine animală. Acest lucru va duce ca starea toxică și de aciditate a corpului să fie mult reduse și să putem intra în post. Din păcate, s-au prezentat și se prezintă în continuare multe persoane care încearcă să fure startul și să spună că, ei, corpul meu reușește să facă față la orice fel de cerință și nu este necesar de a ține eu aceste regimuri dinainte de post. Fals, total greșit. Se prezintă multe persoane la post sau încep multe persoane post acasă și au o stare de aciditate a corpului foarte ridicată, au o stare toxică foarte ridicată, motiv pentru care impactul postului asupra corpului respectiv este unul deosebit de tulburător, să-i spunem, nu nociv, tulburător. Pot să apară stări de greață, de vomă, de agitație, de foame, poate pe alocuri, și persoana se tulbură foarte rău și spune, vai, oare ce este cu acest post, nu este bun de nimic, uite cum mă simt eu. Ok. Poate ar fi adevărat în cauzul respectivei persoane, dar în momentul în care privim la alte persoane care au făcut pregătirea bine și vedem că fix aceleași perioade de timp se manifestă foarte bine la alte persoane, înțelegem că doar această lipsă minimă de pregătire pentru post face ca starea să nu fie una foarte bună. Concluzii sau primele concluzii. Pregătirea pentru un post cu apă de minim 7, 10, 14 zile trebuie să fie o chestiune deosebit de serioasă în viața practicantului, în viața creștinului, în viața omului, pentru că cu adevărat, și aici vine sublinierea, cu adevărat, postul indică starea toxică a fiecăruia. Asta face postul. Sau printre altele și asta face. Adică,
Cum este corpul meu la acest moment, pot să aflu doar dacă am să intru într-un post. Adică cum este, care este starea de sănătate. Este optimă, este satisfăcătoare sau este proastă de-a dreptul. Corpul meu este intoxicat, poate este bolnav, poate are anumite afecțiuni pe care încă nu mi le arată. Încă nu se evidențiază aceste afecțiuni. În momentul în care intrăm într-un post cu apă de 10 zile, să zicem, și starea noastră în timpul postului nu trece de la primele 3 zile așa un pic mai mulcuț, dar ulterioarele zile vor fi din ce în ce mai bune, nu avem această stare, ci avem o stare de amețeală, de greață permanentă, de nemulțumire, de un fel de sevraj, atunci este cazul să înțelegem că starea noastră toxică a corpului este una încărcată sau poate deosebit de încărcată dacă semnalmentele sunt și mai grave și mai dureroase și mai insuportabile, cum ar veni. Starea de vomă poate să fie prezentă foarte des, zilnic, de 2, de 3, de 3, de 5 ori, de 10 ori pe zi. Ei, și atunci înțelegi că tu ai foarte multe chestiuni încă de eliminat, încă de curățat și abia apoi poți să ajungi la această mare încercare și mare terapie care este postul cu apă, doar cu apă. Sunt persoane în schimb care nu au niciun simptom. Se simt foarte bine de la prima zi până la ziua 10-a și chiar la un moment dat se întreabă, domnule, dar eu am ceva, adică de ce nu mă simt rău? În general, vorbim despre persoane vegetariene care sunt așa. Am avut vegetarieni care aveau această dietă de 10-20 de ani, 5 ani și în general aceste persoane sunt curățate de toată aciditatea care o aduce consumul de carne, de băuturi alcoolice, de dulciuri și produse lactate eventual, toată această aciditate care se manifestă în fel și chip. Fie prin grăsime acumulată în diverse părți ale organismului, fie prin acne, fie prin hipertensiune arterială, prin colesterol și foarte multe moduri de a se manifesta aciditatea și acumularea toxică la nivel de organism. Concluzia a doua. Ce este de făcut? Este de făcut o pregătire mult mai atentă înainte de a ajunge la postul cu apă, dar mai întâi de atât este de lucrat la nivelul minții, a înțelegerii faptului că dacă vrei să știi cu adevărat care este starea ta de sănătate, nu numai decât zic să mergi la medici, ci poți să te verifici acasă încercând un post de 3 zile. Dacă postul de 3 zile de acasă îți va fi bun, va fi liniștit, va fi satisfăcător, vei avea niște eliminări, te vei simți parcă din ce în ce mai liber, mai bine, mai relaxat, atunci înseamnă că starea ta de sănătate este una în regulă, satisfăcătoare, bună, spre foarte bună. Din contră, dacă lucrurile nu stau așa deloc sau parțial, atunci înseamnă că ai nevoie de o atenție sporită asupra mai ales a celor ce le bagi în gură și a doi, a celor pe care le faci în viața ta de zi cu zi, cum ar fi familia și jobul, locul de muncă. Acolo este posibil să ai parte de stres, este posibil să ai parte de o încărcătură emoțională foarte puternică care te deranjează, probabil că mănânci compulsiv din acest motiv și trebuie să faci anumite schimbări pentru ca starea ta să ajungă la un optim de sănătate pentru a putea duce această viață până mai târziu, știu eu, 70, 80, 90 de ani, pentru a putea fi sănătos și a putea duce conversația lucidă pentru a putea fi prezent încă în familia ta și la vârste înaintate. Din acest motiv faci. Așadar, dragii mei, ultima concluzie. Dacă folosiți postul ca o unealtă, un marker, o
posibilitatea de a îți da seama cum este starea ta de sănătate este o idee foarte bună. Dacă este, dacă în schimb vă luați această decizie de a face un post lung, 10-20 de zile, fără a ști în prealabil care este starea de sănătate, s-ar putea să ajungeți la concluzia greșită că postul nu este bun în general sau pentru dumneavoastră. Ceea ce, din nou vă zic, este o concluzie greșită, pentru că doar starea toxică a organismului fizic ar putea să ducă la aceste simptome exagerate și care pot fi domolite, temperate prin o adaptare în vederea postului de lungă durată, care postul de lungă durată are ca scop detoxifierea, relaxarea întregului corp, întregii ființe, destresarea și punerea corpului, a omului, a spiritului, a duhului său pe un drum mai bun spre o șansă la o nouă viață. Mai bun, evident, mai bun. Toți ajungem la o anumită vârstă la care ne întrebăm ce am făcut, dacă am făcut bine, dacă am făcut rău, dacă trebuie să schimb ceva în viață. Postul vă dă această șansă pentru a descoperi dacă lucrurile sunt în ordine în viața dumneavoastră sau dacă au nevoie de un restart. Restartul în viața dumneavoastră întotdeauna, țineți minte, întotdeauna trebuie să fie prin post și rugăciune. Nu există nicio altă posibilitate care să trateze cauza bolii, chiar și fizică, și psihică sau emoțională, și să dea o restart, să dea o nouă șansă de a porni omul în viață pentru a face schimbările necesare, pentru a reuși cu succes să își repară greșelile trecutului. Dragii mei, ne întoarcem la taberele de post și pocăință de la Suceava. Dacă doriți amănunte, detalii mai multe despre terapia prin post și pocăință, vă rog să intrați pe site-ul www.asociațiapostului.ro sau să sunați la numărul pe care îl tot afișez pe ecran. Noi la Asociația Postului Terapeutic căutăm să promovăm postul cu apă și fără apă pentru beneficiile trupești, sufletești și duhovnicești. Ne bucurăm că am început ca în ultima perioadă să avem adepți din toate păturile sociale, din foarte multe medii, ceea ce înseamnă că postul este și va fi o unealtă bună de folosit de toată lumea pentru curățare, pentru detoxifiere, pentru elevarea conștiinței, pentru ridicarea sufletului la Dumnezeu și multe, multe alte beneficii pe care le tot mai teoretizăm sau le aplicăm în viața noastră. Pentru moment vă mulțumesc, vă salut și dacă doriți, dați share, like și subscribe. Vă salut!